schimbarea spre în iulie 2021. La bine și la rău, în iulie 2021, Uranus, care este responsabil pentru schimbările astrologice, va fi în mișcare directă în zodia Taurului. Această planetă simbolizează de asemenea viitorul, perspicacitatea și inovația. Uranus oferă un sentiment de perspectivă și talent pentru a vedea viitorul. El patronează rebelii și progresul. Această planetă ne încurajează să luptăm pentru independență, să găsim libertatea și să trăim după propriile noastre reguli. Uranus aduce schimbări radicale vieții pe care o răstoarnă. Un aspect important care va aduce schimbări este sextilul lui Mercur cu Uranus din 20 iulie. El vă va oferi șansa de a dobândi noi talente și cunoștințe. Cineva va putea pleca într-o călătorie, iar altcineva se va ocupa de probleme organizaționale într-o echipă sau va găsi noi prieteni pe rețelele de socializare. Această configurație a planetelor va avea cel mai puternic efect asupra racilor, balanțelor și capricornilor. Rac. Acest aspect vă va afecta în așa fel încât vă veți schimba dramatic propria opinie cu privire la multe aspecte. Acest lucru se va aplica în special relațiilor cu prietenii și colegii de muncă. Balanță. O nouă cunoștință vă poate schimba dramatic viața, chiar dacă nu durează mult. Veți avea multe contacte cu alte persoane, care vă vor surprinde cu judecățile lor. Dintr-o dată s-ar putea să găsiți un nou partener de afaceri cu care să faceți o mare parte. Capricorn. Veți avea un succes neașteptat în munca voastră, care vă va schimba statutul și stilul de viață. Conducerea vă va evalua munca și vă va descrie în cea mai pozitivă lumină. Veți putea folosi informațiile de care aveți nevoie în scopuri proprii. Este posibil ca noile contacte utile să vă ajute în mod neașteptat. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!